spune Doara Pământ binecuvântat, primul dintr-o serie de trei albume, albumul fotografic apărut recent sub semnătura lui Vasile Cosmin Nicula, îți oferă un spectacol în imagini al unuia dintre cele mai frumoase și încărcate de istorie județe ale țării, Hunedoara. 29 de obiective turistice, istorice, culturale și religioase în 326 de imagini de suflet, care, prin calitatea reproducerii, au darul de a te transpune în acele locuri. Texte care îți stârnesc curiozitatea și te fac să vrei să știi mai mult. Per ansamblu, o invitație într-un tărâm binecuvântat, consemnează editura. Ideea a pornit de la faptul că județul Hunedoara nu are o carte, un album foto de prezentare a tuturor obiectivelor turistice. Obiective turistice care sunt la, din punctul meu de vedere, cele mai importante, cele mai frumoase și cele mai reprezentative pentru România. De aici a plecat ideea și a fost o muncă destul de grea, ținând cont de faptul că obiectivele trebuiau filmate și calitatea fotografiei să fie de înaltă ținută. Comentariile care sunt făcute referitor la fiecare obiectiv turistic trebuie, au avut ca intenție de a fi pe înțelesul tuturor celor care sunt interesați să viziteze județul Hunedoara. Tot o muncă pentru primul volum de 2 ani de zile și încă un an și jumătate, să zic așa, pentru celelalte două volume care urmează în toamnă și în primăvara anului viitor, volumul 3. Cosmin Nicula intenționează să lanseze albumul peste câteva săptămâni la Castelul din Hunedoara. Ba mai mult, volumele vor fi traduse în mai multe limbi, astfel încât tărâmul binecuvântat al Hunedoarei să fie cunoscut și să atragă cât mai mulți turiști.